Sunt chestii pe care domnul Ponta nu le știe. Și atunci zice omul: bă, nu știu. Dar și când știe, păi știe, frate, nu se joacă. Uite cum e problema asta cu ANAF-ul și închisul de restaurante și unități alimentare. Bă, când le știe, le știe, n-ai ce să mai zici, nu, nu. Este vorba despre o frăție a evazioniștilor fiscale. Avem companii și în media care au să datorează bugetului de stat peste 100 de milioane de lei. Și atunci evident că ei se luptă cu ANAF-ul ca să nu plătească taxe și impozite. A, gata, bă, ce vorbești? În două propoziții a ajuns la media, la presă, care presă e datoare vândută. E bine că domnul Ponta nici nu seamănă cu Băsescu, nu, deloc. Iar asta cu frăția evazioniștilor e tare de tot. Domnul Ponta, într-adevăr, domne, n-am mai văzut o frăție ca asta decât în politică, pe bune. Așa uniți cum fac ei scut împotriva legii să mor, mi-ați amintit de Parlamentul României, fix. Dacă există abuzuri făcute de către cei de la ANAF, cu siguranță aceste abuzuri vor fi sancționate. Cred că ar fi corect ca cei care critică în primul și în primul rând să-și plătească ei taxele și impozitele, pentru că altfel când nu plătești nicio taxă și niciun impozit, e așa ușor să critici. Și eu mă refer la tot, toată lumea, de la mic la mare, toată lumea trebuie să respecte legea. Fraților, am înnebunit cu toții sau domnul Ponta a mai făcut o glumiță la care râde doar dânsul și aia de-i scutură scamele de pe costum? Așadar, cei care au criticat ANAF-ul și măsurile luate sunt de fapt niște răuplatnici, niște infractori, domne, niște evazioniști. Mamă voastră. A, și asta cu respectatul legii, lecții despre cum se respectă legea, țineți-le, domnul Ponta, pentru colegii de partid și de guvern. 12 colegi din guvernele Ponta au probleme cu legea, dar probabil presa e de vină, nu? Că a spus de dosarele alea de la DNA. Jegoșii ăștia din presă care nu-și plătesc taxele, păi nu? Domnul Ponta, pe bune, treziți-vă din coșmarul ăsta cu presa. Zic să rămâneți doar la coșmarul ăla cu DNA.